Bun, ăsta ar fi al doilea unboxing și cam ultimul pe care îl aștept deocamdată. O să mai fie pe viitor, dar mai durează. Da. E de pe Yelling's. Cutia nu arată foarte bine. E și vreme moale de drept, nu pot să condamn. Am încercat să o sigileze destul de bine. L-au pus așa. Acum nu mai avem punch wire, dar avem folie la ambalaj. E bun, e reciclat. Da, mult de folie. Așa. Ce avem aici? O simpaticuță filetantă cu impact. Sper eu să fie simpatică. O să desfacem imediat. Prima dată să scape astea. Și drujba asta. Și mai am 3 litri de ulei de la Stihl. Zic eu că a fost la un preț bun. Ulei pentru lanț. A fost 34 de lei cu totul. Certificat de garanție. Asta nu o să-l filmez prea de aproape. Bun. Deci, astea să le dăm deoparte. Așa. Și avem, în primul rând, aceasta. Că sunt mai curios de ea. Nu pot să-mi dau seama dacă are prins aici sau nu. Nu pare că avea. Dar cartonul e cam tras. Așa, manual. Solid. Și jucăria stă cam așa. Da. E micuță și simpatică. Da. Am crezut că va fi mai mare, dar sunt bucuros că e micuță și mai are o clemă de atașa la curea. Da, pe stânga sau pe dreapta cred că poate fi pusă, da, nu e nicio problemă, cum îți vine mai bine. Eu nu o să pun deloc pentru că mai plec cu frâle încă de o geantă și rup geanta. Bun. Cam astea. Am spus. Să trecem și la drujbă. Ați un pic să pun o pauză să văd ce am filmat și eu. Bun. Sper că sunt încadrat bine. Hai să vedem și la drujba. Ce avem un pachet. Da, o luăm o micuță. Ia să vedem. Acum nu știu dacă o să o folosesc prea mult. Cu toate că o să o folosesc o perioadă, că e pe pas 3-8. Cel puțin așa scrie în descriere. Acum, ce scrie în descrierea aparatului nu prea bate cu realitatea. Nu prea are cum să bată. Manual de folosire, pentru cine vrea, îl donez. Așa. Capacul cu strângere tot pe partea asta. Clasicul, capac. Da, am văzut mai proaste, așa, bidonaj de amestec, bun de aruncat, mai bine din partea mea, așa, și mai e câte ceva pe acolo, imediat vă arăt, seamănă mult cu cea pe care am avut-o, 1,7 kW. Da, motorul e de 45, nu de 58, cum scria. Mă așteptam, nu e vorba că nu mă așteptam, dar vreau să spun așa, că scria greșit în... Deja...
ceva sună dubios pe aici. Rotița motrică se poate înlocui fără a schimba oala, da, e din aceea. Așa. Are buton din ăsta. Pe acolo văzusem eu că ar avea și pompiță de amorsare. Văd că nu o are de fapt. Aici văd că unde au clasicele, i-au pus un dop. Pur și simplu. Da? Eu am pe cealaltă care are on-off-ul aici și nu are dopul ăsta. Asta văd că i-a făcut-o de pupare aici. L-a pus pe acolo. Da. Am fabricație 2017, bineînțeles kit-ul fără de care nu se poate, da, format din pilă, da, adică gunoi, o gheară, două pilulițe de strângere, două șuruburi cu imbus, două imbusuri. Și cam atât. Parcă era șurubărnița asta. Cam astea sunt. Și mai e lanțul. Da, scrie pe el ceva, da, wow, are marcaj, nu vine să cred. Zhuang, da. E cu lamă de 35, așa am vrut-o eu. Am zis că să fie mai micuță. Semidaltă. Bun, cam atât deocamdată. O să o montez și eu și o să îi fac o probă. Ia să vedem dacă a fost testată sau ceva. Nu, rezervorul e uscat. Nu miroase a benzină. Bun, cam atât cu video. Bun, cam așa arată montată dușbița. După cum am zis, la mai de 35, așa am vrut. Pasul scrie 3.8. Nu știu exact, nu m-am uitat. Am vrut punga aia fără să mă uit, de obicei nu prea scrie. Ba, cred că scria la ăsta. Da, e... De unde? Scrie... Și 3.8 și 3.25. Deci, nu știu exact. O să îl compar cu un altul de 3.25. Așa. Cam așa arată. Nu știu cât de bine se vede. Finisajele am văzut la altele mult mai proaste decât atât. Da. Fiind 230 de lei, nu prea ai ce te aștepta. Da, aici e un pic mai bombat decât cea pe care am avut-o eu. Urmează să-i fac o probă, dar nu o să filmez cu ea pentru că e plin YouTube-ul de drujbe chinezești și nu e domeniul meu de activitate. Eu am luat-o să tai lemnele și atât.